Între a 10-a a venit așa, treapta a doua, iar între timp, eu eram pasionat de fotografie. Duminica se obișnuia pe vremea aia, nu știu acum dacă se mai obișnuiește, finii să nașii să meargă la fin. Și eu împreună cu părinții mei mergeam la finul nostru, Ion Nidelcu îl cheamă, să-i dea Dumnezeu sănătate, că el de aici a pornit scânteia. Deci asta a fost fotbalul odată. Bun. Omul făcea duminica, developa, mai câștiga un bănuț pe la anunț, pe la botezuri, pe vremea lui Ceaușescu, și noi când ajungeam duminica în jur de 6, nu termina încă. Era într-o cameră, într-o tot timp. Da, în baia lui acolo, una de 2 pe 1 metru așa, și mă țin minte și acum că n-aveam unde să stau decât în cadă. Așa, pe un milimetru. Era un grilaj așa de... care era pus pe marginea căzii. Da, și stăteam acolo frumos. Eram ud la picioare, îți dai seama, că mai era un pic de apă în cad. Și eram fascinat de cum hârtia aia albă se transforma în... Ce nu conta că e mireasa urâtă sau ce era acolo. Nu conta. Nașii grași. Nașii nu contează, dar era de la țară. Da. Senzațional, mi-aduc aminte. Deci procesul ăla, el când băga aia, mi s-a întâmplat hârtia și așa, da. Foarte tare. Tare, da. Și azi așa, ieșea fotografia. Eu am păstrat-o acolo un pic așa și am început și eu să-mi iau, avea ai mei un Smena 8M, n-am să o iei niciodată. Da? Am și prins Smena 6 sau 8M, ăsta, era dumnezeire. Sculă, da? Sculă de piesă, cum zice un prieten de-al meu, da? Și am rămas cu fascinația asta, așa? Asta era înainte de Revoluție, să spunem oamenilor. Eram clasa 7-a, 8-a, țin minte o altă un alt pasaj așa foarte interesant. Făceam meditații la matematică la acasă, la domicilă. Venea profesoara mea, Lucia Chișiu, țin și acum aminte, venea acasă și eu, pe lângă ce trebuia să fac pentru treapta întâi, asta era plăcerea mea, să developez filme pentru casă. Mergeam, făceam poze în parc cu familia și în biroul ăsta al meu aveam sticlele de revelator, de fixator, ce îmi trebuia mie ca să developez filme. Și odată la lecție am făcut acolo o socoteală greșită și am șters cu guma. În momentul în care am șters cu guma, s-a auzit clincătul de la sticlele alea, că erau sticle de sticlă, nu erau cât de plastic acum. Și ok, femeia a fost așa și s-a dus la ai mei după ce m-am dus eu la joacă și zice: Doamnă Păsărică, aveți grijă să nu vreau să vorbesc cu păcat, dar cred că fiul dumneavoastră are ceva alcool acolo. Am bea auzit, puternic. Bea părupe. Da. Au început să râdă părinții. Și nu, se găseau pe vreme. Azi omure, știi? Da, Orvo. Da, luai Orvo. Orvo, eram sponsorizat. 24 de... sau 36, nu? Nu, Orvo erau substanțele. Filmele erau Azomureș, 18, da, 21... Și la fel te duceai și tu în băiță și le că acolo era baia de serviciu, aia era... Luasem doar... Nu puteam să developez filmele. Ulterior, când am fost la facultate, am trecut. Dar că erau destul de scumpe, nu își permitea oricine așa. Aparatele de mărit și cum... Bun, a venit Revoluția. Da, a venit Revoluția, eram clasa 11-a când a venit Revoluția... Și microbul era 100%, da. S-au deschis noi orizonturi, ca super să spunem noi așa. Orizonturi, da, și îmi plăcea să merg, să o văd pe Steaua în deplasare. Întâmplarea a făcut că pe Ghencea mergea toată lumea, da, sau de ce Bun. Deja știam acolo. Zic că îmi și place să călătoresc, am zis să merg și... Bucuria mea a fost că în grupa de la meditații pentru facultate era un prieten bun de-al meu, Gheorghe Crăciun, mare stelist și el, și cu el mergeam, că singur era avea cu cine, da, da, da. Și am mers la un meci Dacia Unirea Brăila cu Steaua la Brăila, era Pițurca antrenor, n-am spus niciodată. Cu Pluto Brătian, da, ceva deosebit, da. Da. Așa. Și în tren, știam toți fotografii pe din afară. Era un, de cel de care urmează să-ți povestesc, Vocea Studențească, nici mai țin minte. Deci era așa, un ziar de, nu era Scânteia sau cum, unul cunoscut, mă rog, nu mai era Scânteia atunci. Și m-am dus cu tupeu când ne-am întors, că un singur tren era de la Brăila spre București. Ca m-am și dus acum, cu tupeu, probabil, da. M-am dus cu tupeu la el să intru în vorbă cu el, să știu. Așa, la grei, nu aveam acces, așa, da. E, și acest om
mi-a băgat în cap că dacă tot îmi place atât de mult, și Laurențiu Matei îl cheamă, dacă tot atât de mult îmi place și fotografia și sportul, de ce nu încerc să le îmbin pe amândouă? Și eu am zis că face mișto de mine, ești nebun. Cum? Pe cuvânt, așa mi-a spus, du-te și fă și tu. Și de atunci mi-am luat mena asta, așa, și mă duceam și făceam așa cum puteam eu. Care era un aparat atâtic negru, adică așa, față de ceea ce... Geamantanul cu care umblați acum. Cu care lucram, chiar ți-am adus, uite, chiar asta e fotografia. Opriți un pic, povestea, așa, deci, așa, deci această... Da, a, bun, nu putem opri, dar astea sunt poze făcute de tine? Da, da, asta nu e făcut de mine, că eu... Uite, Neavali Argăseală. Neavali Argăseală cu mustață. Da, da, cu mustață, asta e o poză foarte... Uite, o triodă aur. Aici, prietenii mei, în stânga Gică Flușter, tatăl meu în materie de fotografie, și cu prietenul Cristi Preda. Să revin la ce... Așa, ce... da, ele rulează toate, da, da, pozele astea făcute de tine, da, sau cele mai dragi. Da, 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 bon, mai puțin. Bon. Uite, aici și când eram, singura poză pe care o am de când jucam fotbal, în stânga, jos. Cu celebra minge, da, da, da. Așa, și repet, omul ăsta mi-a băgat în cap, n-am mai putut să dorm. Două zile nu am mai putut să dorm. Bă, ăsta e nebun, cum să... N-am cum... Și dar totuși mi-a dat curaj, așa, știi? Bă, dar de ce să nu... Erau și, cum zici tu, oportunități, alte perspective se deschideau cu Revoluția și ăsta mi-a zis, du-te la Sportul Roșu, că acolo sunt băieți tineri și n-au cum să n-aibă nevoie de tine. La ce entuziasm aveam eu în mine, am plecat cu oada între picioare de acolo. În Brezoianu, da, unde-i, da, sus? Da, 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 acolo. Că n-avem nevoie, că nu știu ce, gata, mă... Deci asta era 91-92, așa. Da, cam pe acolo. Te-a desumflat. M-a desumflat rău de tot. Du-te, și bă, băiatule, așteptam troleibuzul la universitate și pe, la un chioș de ziare acolo am văzut și Gazeta Sportului. De la universitate până în Vasile Conta e foarte e puțin, jos, da. Și m-am dus direct acolo și oamenii au fost mult mai primitori cu mine. Bineînțeles, eu m-am venit acolo să fac fotografie, dar am ajuns să preiau rezultatele la divizia. Ai fost la preluare. La preluare. Ceva extraordinar. Dar să spunem oamenilor, da, iartă-mă, ce, da, înseamnă treaba asta? Adică se suna de la primăria din Brad. Exact. Ca să dai rezultatul meciului. Exact, la minorul. Da. Și corespondentul local, nu existau telefoane mobile, și suna de acolo, alo, Bucureștiu, exact, da, acceptați cu taxă, da, inversă să merge, da. Și scriai... un fazan, că era un copilaș de pripas, da, da, toți eram ăștia, da, tineri, da, da, stăteai cu pixul și notai ce zicta omul. Da, și spunea, alo, a marcat la Brad, Secheli, cum zici Secheli, da, și scrie acolo pe o hârtie așa, jumătate de A4, scrie acolo, aia, da, da. Și Secheli nu înțelege, că nu s-auzea ca acum. Da. Și eu scriam fiecare inițială de la Secheli, scriam Sorin, kilogram, și venea Neamache și mă dădea mai rău peste cap, că nu mai eram atent deloc la ce trebuia să fac acolo, și uite așa făceam, și nu mai încăpeau marcatorii pe hârtie. Pe hârtie, că la tine doi marcatori în foaie. Doi marcatori în toată foaia. Știu că te-ai obișnuit să mă vezi la știrile Antena Sport, dar voiam să te surprind și pe YouTube. Mulțumim că ne urmărești și nu uita să te abonezi la canal și notificări. Vizionare plăcută în continuare!